Bună ziua, dragi iubitori ai cărților Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Pe calea inimii, campanie care va dura până pe data de 10 iunie. Astăzi vorbim despre două cărți superbe în colecția Înțelepciunea inimii. Nu uitați, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți în această minunată colecție cărți cu o reducere de 40% special în această campanie Pe calea inimii. De asemenea, nu uitați să ne lăsați un gând, un comentariu, o întrebare și cel mai apreciat comentariu va fi premiat, va fi recompensat cu o carte la alegere din această minunată colecție, colecția Înțelepciunea inimii. Astăzi vorbim alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea despre două cărți din această colecție, Înțelepciunea inimii. Este vorba despre Martin Links, Ce este sufismul, și cea de-a doua carte, Misticii islamului, de Reynolds Nicholson. Foarte, foarte pe scurt, cartea lui Nicholson este o excelentă introducere academică în originile sufismului, o tradiție mistică din cadrul islamului ce cuprinde o gamă largă de credințe și de practici dedicate iubirii divine și cultivării dimensiunii divine din ființa umană. Misticii islamului, considerată prima carte din Occident care oferă o imagine lucidă și plină de înțelegere a misticismului islamic. Cea de-a doua carte, Martin Links, Ce este sufismul, în aceeași colecție. Martin Links a fost un scriitor, cărturar și filozof de origine engleză, discipol al lui Fritz Ochsner, fiind cunoscător al islamului și tradiției sufi. Lucrarea de față despre care vorbim astăzi, Ce este sufismul, reprezintă o introducere în conceptele metafizice ale acestei tradiții a inimii, în istoria și metodele acesteia, precum și o enumerare a maestrilor importanți, inspiratori ai diverselor confrerii sufi. Sufismul înseamnă că ca Dumnezeu să te facă, să te stingi față de tine însuți, să trăiești doar în el. Cu alte cuvinte, să lăsăm la o parte ego-ul, să suprimăm cumva ego-ul, egocentrismul și să lăsăm în inima noastră spirituală, în sufletul nostru, loc lui Dumnezeu. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, ca de fiecare dată, o autoritate, aș spune eu, supremă, dar nu vreau să mă folosesc de cuvinte foarte, foarte mari și prețioase, dar cel puțin așa cum simt eu, o autoritate în materie, aveți cuvântul. Sunt două cărți cu totul deosebite. Editura Herald, prin cele două colecții de care sunt legat foarte strâns și care sigur că constituie pentru mine o preocupare permanentă și de foarte mult timp. Aceste două cărți pe care le-ați amintit, cartea lui Nicholson și cartea lui Martin Links, ele sunt oarecum completate și de o a treia carte care se găsește într-o altă colecție, se găsește în colecția Filosofia Perennis, este vorba de doctrinele inițiatice ale islamului, ezoterice ale islamului, de Titus Burkhardt. Aș spune că cele trei cărți au fost foarte bine alese de editură și asta o spun în ideea că sunt trei niveluri de înțelegere a sufismului. Ce vreau să spun cu asta? Reynolds Nicholson, așa cum a spus și dumneavoastră, este părintele arabisticii britanice și european. Este incontestabil. Este o carte care a apărut acum 106 ani, Misticii islamului. Sigur că sunt poate unele inadvertențe terminologice în ceea ce privește, într-o comparație cu celelalte două cărți pe care eu le-am amintit. Însă el este important pentru că, o să vedem, sunt niște beneficii pe care le are cititorul din această carte. Nu poate fi în niciun caz ignorată. Și am să explic imediat de ce. Această carte nu poate fi ignorată, chiar dacă cele apărute ulterior sunt mult mai complete, mai pertinente poate, dar ea are o calitate excepțională
prin aceea că datorită atașamentului profund și formației lui Nicholson, și anume formația creștină pe care o are și pe care el nu a ignorat-o. El nu a fost un practicant al islamului, ceea ce este important. Deci avem o carte, cum este Martin Links, pe care l-a arătați acum. El nu este un practicant al islamului, însă cu niște calități intelectuale deosebite, reușește să facă ceea ce să realizeze, ceea ce n-au realizat alții, deși s-au străduit destul de mult. Așa cum spuneați dumneavoastră, este foarte important că este prima carte importantă despre sufism, în care sunt strânse elementele fundamentale, și ceea ce este important este faptul că este un document al timpului. Ce vreau să spun prin asta? Vedeți, el chiar în partea introductivă sau în prima parte a cărții arată tot felul de influențe. Asta era moda timpului. Se discutau influențele, etc. Ele nu sunt chiar gratuite, adică nu sunt niște exagerări. Sigur, nu trebuie să fim foarte categorici în privința asta. Evident că există la nivel spiritual, între filozofia greacă, între creștinism, între sufism, dacă vreți, și budismul, și hinduism, există niște legături pe care noi astăzi le-am cam uitat. Dar ele au existat dintotdeauna. Nu trebuie să uităm că chiar în perioada clasică a filozofiei clasice grecești apare termenul de gimnosofist. Nu? Prin această pătrundere spre est a înțelepciunii grecești, ca să spunem așa, a filozofiei grecești, mai ales neoplatonismul, au dat de practicanți yoghin, se pare. Și ei au numit gimnosofii, ceea ce este oarecum corect, cum este fixat acest termen, acest concept pentru practicanții respectivi. Deci există niște legături. Ele nu trebuie gândite ca niște împrumuturi. Chiar dacă Nicholson le consideră câteodată ca influențe, nu în sensul neapărat sau nu în sensul direct de a copia, de a prelua, pentru că tradiția respectivă nu avea suficiente resurse terminologice pentru a-și contura doctrina. Nu este vorba de asta. Este vorba pur și simplu de această legătură permanentă, și această legătură permanentă este un lucru extrem de prețios. Gândiți-vă ce am mai vorbit, ce am mai spus de atâtea ori, tot în aceste prezentări, am vorbit de tradiția abrahamică. Este extrem de important să înțelegem legătura între tradiția abrahamică și celelalte tradiții, tradițiile orientale, hinduism, taoism și budismul cu toate formele lui. Nu. Nicholson, nu numai că este un pionier din punctul acesta de vedere, este un întemeietor de școală. Am spus că este părintele arabisticii britanice și europene. Cam toți specialiștii, exegeții care au venit după el, nu l-au putut ignora, au plecat de la Nicholson. Că au apărut nuanțe, că au apărut interpretări ușor diferite, dar oricum s-a plecat de la el. Pe lângă asta, el are încă un merit uriaș. El este primul care a tradus integral Jalaluddin Rumi, mă refer la opera fundamentală a maestrului, și anume Masnaui. O traducere uriașă, a lucrat la ea 15 ani, între 1925 și 1940, este o lucrare în 8 volume, cu un aparat critic, așa cum este și cum suntem obișnuiți la Nicholson cu punctul lui de vedere. Până că asta a mai scris cam cu 7 ani înainte de apariția cărții Misticii Islamului, a apărut și o altă carte a lui, foarte importantă pentru istoria literară a arabilor. Chiar așa se și numește cartea. Cam astea ar fi cele două importante, dar aș spune că este fundamental că a tradus pentru prima dată integral Masnaui. Este o muncă uriașă, colosală.
cine are cunoștințe și e preocupat de islam și de Orient în general, știe că aici lucrurile stau mult mai complicat decât ai traduce un părinte creștin al bisericii creștine, de exemplu, fie el de secol 3, 4 sau mai știu eu cât. E mult mai complicat pentru că există la nivelul traducerii obstacole nebănuite. E vorba de diferențe, nu e vorba de diferențe terminologice. Sunt sensuri cu totul noi pe care nu ai cum să le redai într-o limbă europeană. Indiferent cât ar fi ea de, cum să spun, de evoluată, cum vreți să spuneți, de subtilă. Este foarte greu pentru că o limbă nu este un mijloc de comunicare decât în al doilea rând. O limbă este un mod de gândire. Or, lucrul ăsta se cunoaște foarte bine atunci când avem de-a face cu un text sacru. Este o carte care are niște beneficii pentru cititor. Un prim beneficiu, aș spune eu, că este aceea că beneficiază de o primă pătrundere în atmosfera sufită din perspectiva academică și universitară. Este nevoie de așa ceva. V-aș mai da un exemplu din punctul acesta de vedere. De ce eu l-am apreciat în mod special pe cel pe care l-ați amintit de altfel și dumneavoastră, pe Fritz George Shaw? Pentru că spre deosebire de domnul Guénon, de René Guénon, discursul, ca să spunem așa, prezentarea pe care o face spiritualității Shaw are un grad mai mare de accesibilitate din partea cuiva care este pregătit universitar și sigur are o pregătire din asta, îmi spune noi, academică, cum spunem de obicei. Este nevoie de așa ceva, pentru că altfel există o ruptură foarte mare între o prăpastie aproape de netrecut pentru majoritatea, nu? Între produsul spiritual creștin, și noi suntem toți niște, suntem produse, vrem sau nu vrem, recunoaștem sau nu recunoaștem, suntem practicanți sau nu suntem practicanți, noi suntem produse ale lumii creștine și, prin urmare, modul nostru de gândire este un mod creștin. Nu întotdeauna ele se suprapun, nu întotdeauna avem corespondenți și atunci este o muncă uriașă ca să poți realiza o exprimare. Oricum, exprimarea din punct de vedere strict spiritual este o limitare. Orice exprimare, orice afirmație este o limitare, este o determinare exact într-o formă a unui lucru care depășește de obicei o formă. Și atunci, cum știm foarte bine, că și printr-un text spiritual, printr-un text sacru mai ales, se transmite o influență spirituală, n-ai cum să o redai în cuvinte. Astea sunt lucruri care sunt dincolo de cuvinte și nu trebuie și trebuie întotdeauna să ne aducem aminte că învățătura autentică a fost orală întotdeauna în prima ei fază. Și ăsta este un lucru important. Aș vrea să vă adresez o întrebare. Cele două cărți, ce este Sufismul al lui Martin Links și Misticii Islamului Reynolds Nicholson. Ce au ele în comun și totuși ce le desparte, dat fiind faptul și că cei doi autori, hai să spunem că au pregătiri oarecum diferite? Dar provin din aceeași arie culturală. Provin din aceeași arie culturală, dar fiecare a rămas într-o zonă, sau mai degrabă Nicholson a rămas în zona lui, pe când Martin Links, am văzut pe coperta 4 a cărții Ce este Sufismul, a trecut la islam și are și practicant exact. Sper să pronunț corect Abu Bakr Siraj ad-Din. Siraj ad-Din. Abu Bakr Siraj ad-Din, care s-ar traduce aproximativ prin Abu Bakr. Asta este o reluare a numelui primului calif ortodox după profetul Muhammad. Siraj are mai multe traduceri, dar cred că în contextul acesta ar însemna flacăra credinței. Ad-Din este credință. Uh-huh. Deci Abu Bakr, flacăra credinței. Cam așa am putea traduce acest nume, numele lui islamic și numele inițiatic. Ce-i apropie?
Ce este comun între cei doi? Este comun un lucru extrem de important. Chiar dacă Nicholson este la început și n-a avut precursori iluștri, să spunem, termenii fundamentali, terminologia fundamentală, cea elementară, este stabilită de el. Adică cine a venit după el n-a făcut decât să o îmbogățească sau să o nuanțeze. Ăsta este un lucru foarte important. De exemplu, referitor la calea spirituală, sufită, originea sufismului, sunt lucruri comune. Găsim în ambele cărți aceeași informație. Lucruri referitoare la doctrină, lucruri referitoare la concepte, referitoare la practica spirituală, ele sunt comune. Ceea ce diferențiază este tocmai ceea ce ați amintit dumneavoastră. Unul nu a fost practicant, celălalt nu numai că a fost practicant, dar n-a fost un convertit pur și simplu. E o problemă delicată aici. Noi suntem și am rămas, cum știți, consecvent și formați și convinși că René Guénon are dreptate în ceea ce spun. Și că el reprezintă pentru noi un director de conștiință, pentru mine cel puțin și pentru ceilalți care ne cunoaștem deja și alții care nu ne cunoaștem, dar care sunt cititori asidui ai operei lui Guénon. Vedeți? Domnul Guénon spune, René Guénon spune așa: pentru cine cunoaște realmente, pentru cine înțelege și asimilează doctrina metafizică, nu poate fi vorba de convertire. El are capacitatea, e vorba aici de o disponibilitate spirituală, bineînțeles, o calificare spirituală a persoanei respective. El are acest privilegiu al alegerii căii de accedere în comunicarea lui cu cel divin, cu Dumnezeu. Și atunci, ceea ce pare din exterior o convertire nu este decât o adaptare a posibilităților lui interioare la o cale anume. Sigur că este un lucru rar și este un lucru destul de delicat și dificil de înțeles. Pentru că sunt și oameni, sunt și creștini, de exemplu, care au trecut la islam, sunt musulmani care au trecut la creștinism, dar aici nu este vorba de așa ceva. Aici este vorba de alegerea unei căi spirituale. Cineva care are capacitatea aceasta interioară, are această disponibilitate spirituală ca să aleagă o cale sufită. În cazul nostru. O cale sufită. Despre asta este vorba. Același lucru s-a întâmplat și cu Titus Burhardt. Trebuie să menționăm că după cartea lui Reynolds și ceea ce el a scris, ceea ce el a gândit, vine după o perioadă de ocultism foarte puternic în Europa, după o înțelegere, aș spune eu, trunchiată și denaturată a filozofiei hermetice europene, după o perioadă în care ordinele inițiatice creștine au trecut într-o fază foarte grea, valurile uriașe pe care le-a făcut masoneria, francmasoneria, care a trecut de la o fază operativă la una speculativă, de 1717, Revoluția Andersoniană. Deci este o atmosferă foarte grea pe care a moștenit-o Reynolds. E, de acolo pornește interesul și prin doi din reprezentanții cei mai de seamă ai celor care s-au ocupat de islam și au fost atrași de islam, cei doi europeni sunt René Guénon și Fridtjof Jean. E, Fridtjof Jean, care trăia în Elveția, după aceea spre bătrânețe a emigrat în Statele Unite, Martin Links a fost un apropiat al lui Jean. N-a fost singurul. Avem și doi români care au fost apropiați de Jean. Unul este Mihail Vălsan, un mare, foarte mare maestru spiritual, recunoscut în tot islamul, cu numele său inițiatic de Abdulaziz Mustafa,
Abdelaziz Mustafa, Shaikh Abdelaziz Mustafa, sau cum îi spun și acum, Sidi Shaikh Abdelaziz Mustafa, pentru că știți, în general, despre mari maestri spirituali, nu se discută două lucruri. Unu, anul nașterii nu interesează pe nimeni și întotdeauna o să vedeți când este pomenit un maestru spiritual că îi se trece data trecerii, data morții, pentru că aia este importantă, ăla este un eveniment fundamental din punct de vedere spiritual pentru el. Și sigur că din acest, în acest atanor, dacă vreți, în anii 30, a avut acces la el și Vasile Lovinescu, care a primit o inițiere. E, originea acestei mișcări sufite din Europa provenea din mișcarea alauită, ordinul alauit din nordul Africii, care în general a avut trei mari, hai să spunem, direcții, că când spunem școli, nu trebuie să ne gândim la diferențe între ele, ci sunt niște circumstanțieri locale, regionale. Unul este în Maroc, Algeria, celălalt este în Tunisia și al treilea centru este cel egiptean, cu un maestru absolut de excepție, vorba de maestru Darkaoui. E, acest val, acest maestru de care eu vorbesc, Ahmad al-Alaoui, șeihul a murit în anii 30. El a fost la deschiderea marii moschei din Paris. A participat la asta. E, această ramură șadilită, alauită, s-a impus în Europa în mod special, prin Schön, în primul rând. În primul rând, prin Schön. Și spuneam puțin mai devreme, că aș fi vrut să amintesc și faptul că Schön are o carte superbă în colecția Filosofia Perennis, Ochiul Inimii. Sigur. Pe care o recomand cu drag. Sigur că da. Pentru asta este necesar, din contactele pe care le-am, contactele personale pe care le-am avut, chiar au fost voci care, mă rog, existând oarecare disensiuni între cele două mari linii, aș spune eu, hai să spunem linia genoniană și cea schöniană, știți? Cei din partida genoniană, ca să spun așa, chiar au avut intenția să-mi reproșeze, până să le explic de ce este necesar să respectăm și să cultivăm cărțile lui Schön, pentru că este o cale diferită de cea a lui Genon, este un mod de adresare mai accesibil și mai, hai să-i spunem, mai cultural. Mai cultural. La Genon, șocul este uriaș. Acolo lucrurile sunt foarte complicate, aș spune eu, din acest punct de vedere, pentru că acolo sunt spuse pur și simplu. Ele sunt afirmate. Și e foarte greu pentru un european și crescut, sigur, într-un mediu pe care îl știm, de proveniență greco-latină, e foarte complicat pentru noi să înțelegem lucrul ăsta, că un adevăr se poate spune pur și simplu fără dovezi, fără tot felul de demonstrații. Cultura extrem de subtilă și de rafinată a lui Schön l-a făcut să o folosească în comunicarea acestor realități spirituale deosebite. Martin Links este cel care a făcut și legătura între cei doi, în ce sens? Pentru că fiind un apropiat al lui Schön, în anii 40 se duce la Cairo și devine și un apropiat, chiar un fel de secretar, să-i spunem așa, în mare pentru auditor, al lui René Guénon, de care se desparte la sfârșitul anilor 40. Deci este între cei doi, n-a fost o disensiune între cei doi. Sunt niște lucruri, sunt niște neînțelegeri acolo care sunt de ordin secundar între Guénon și Schön și care chiar nu au importanță. Pentru că din punct de vedere spiritual, ceea ce ne interesează este partea fundamentală și adevărul pe care îl exprimă. Mici nuanțe și nu sunt importante pentru
nici pentru cei care sunt în mediul respectiv nu trebuie să fie importante lucrurile astea. Nu au fost esențiale. Acum, Martin Lix are mai multe cărți, dar el este celebru prin două cărți care sunt cu totul unice. Și anume, în afară de Ce este sufismul, este o carte, Ce este sufismul este o carte pe care a scris-o tocmai pentru a adapta, dacă vreți, pe Nicholson, și e foarte bine că noi le discutăm împreună. Pentru că eu cred că prima dată cineva care ar trebui să înceapă cu Nicholson și să treacă la Martin Lix după aceea. Martin Lix, meritul acestei cărți a lui Martin Lix este faptul că nu popularizează în sensul de a vulgariza, ci modul lui de prezentare este un mod accesibil, spunând lucruri foarte importante și de mare altitudine spirituală. Este o calitate rară. El mai este, el este celebru prin două cărți absolut fundamentale, și una este un sfânt sufi din secolul 20, Sheikhul Ahmad al-Alawi, exact despre cel despre care am vorbit. Este o carte absolut extraordinară, pentru că este de o autenticitate cu totul remarcabilă și unde se spun lucruri foarte multe, dar într-adevăr că e necesară și o oarecare disponibilitate spirituală și intelectuală a cititorului. O altă carte care este iarăși fundamentală pentru cei preocupați de islam, de partea aceasta ezoterică a islamului, este Profetul Muhammad, viața sa după cele mai vechi surse. Este cea mai bună biografie a Profetului Muhammad, repet, cea mai bună biografie scrisă pentru europeni, pentru că în sursele vechi arabe, sigur, nu oricine are acces la ele, și repet încă un lucru pe care l-am spus de nenumărate ori, nu este suficient să știi limba arabă, de exemplu. Trebuie să știi ce citești, trebuie să înțelegi ce citești. Toate problemele care se leagă de terminologie sunt atât de importante, încât explicam cuiva care știe foarte bine arabă, îi explicam de ce același cuvânt, în aceeași școală, în aceeași direcție spirituală, de exemplu, în școala, în direcția pe care a trasat-o Ibn Arabi, același termen capătă nuanțe în aceeași școală, dar în perioade diferite, în conjuncturi diferite. Trebuie să știi foarte bine. O traducere se face de cineva care este în interior și nu în exterior. Aici este și diferența, cum spuneam adineori, între Reynolds, între Reynolds Nicholson și Martin Lix. Martin Lix, un practicant, știe cât să spună, pentru că și aici nu poți să spui tot. Sunt oameni curioși, sunt oameni cu multă voință așa și mai încearcă singuri. Sunt lucruri extrem de periculoase. Am cunoscut, din fericire, puține persoane care au ajuns la dezechilibru psihic din cauza practicării fără un maestru spiritual. Așa ceva nu se face niciodată. Creștinul cel mai simplu știe că trebuie să aibă un duhovnic. Pentru că sunt lucruri care nu merg așa de la, doar la inspirația noastră și la puterea noastră simplă, rațională de a vedea lucruri. În general, orice practicant, în orice tradiție spirituală, ar trebui să aibă un maestru spiritual. Sigur, sigur. Este, maestru spiritual este duhovnic. Traducerea lui exactă, după mine cel puțin, este aceea de duhovnic. Duhovnicul este un maestru spiritual al creștinului. Nu? El îi cunoaște interiorul, el îi cunoaște posibilitățile pe care creștinul poate nu le cunoaște, nu are, cum să spun, pătrunderea și știința și simțul acesta deosebit, disponibilitatea aceasta intelectuală și spirituală care să sesizeze raporturile între eu știu, partea pozitivă și partea negativă din punct de vedere psihic, sufletesc. Asta este misiunea lui dată de Dumnezeu. Nu este o școală pentru așa ceva. Aici e o calitate pe care o are maestru, așa cum știm foarte bine că nu toți preoții sunt duhovnici. Sigur, fiecare preot poate să te deslege, nu? În momentul în care te spovedești. Dar el este un
un ministrant al influenței spirituale. Nu trebuie să fie neapărat și duhovnicul este altceva. Nu este numai cel care este cel care te conduce, nu din punct de vedere spiritual. Și sunt și destul de rari, știm lucrul ăsta, că de asta sunt și căutați unii duhovnici. Trebuie să ai foarte multe calități și sigur. Dar să... Acum, structura cărții lui Martin Links este o structură impecabilă, aș spune eu. Poate altă dată vom vorbi și despre cartea lui Titus Burhard, pentru că e foarte importantă. Este o structură foarte bine proporționată și cu etape de pătrundere în sufism, foarte bine gândite, sigur. Pornind de la originea sufismului, universalitatea sufismului, nu? Caracterul universal, tocmai această legătură între tradiții, el pornește de la viziunea aceasta a tradiției primordiale, pe care Nicholson nu avea. El o are, este altceva. După aceea vorbește despre carte, adică textul sacru. Ce este textul? Coranul, ca prezență divină. Mesagerul, nu? Alt capitol este despre doctrină și altul despre metodă, imediat una după cealaltă. Vedeți? De asta spun că este o carte foarte bine gândită. Nu este vorba de vulgarizare. Repet lucrul ăsta și cer scuze că repet. Dar noi confundăm o carte de comunicare pentru un anume nivel, nu? Îl confundăm cu vulgarizare. Vulgarizarea merge poate la... Bine, și sensul n-a fost peiorativ inițial, pentru că vulgus, nu, în limba latină este popular. Exact, exact la mă gândeam popular. Și eu. Pentru populație, e popular, pentru da. Pentru populație, ca să înțeleagă. Trebuie să aibă conotații negative, da. Sigur, nu trebuie să aibă neapărat. Care sunt beneficiile lecturii acestei cărți ale lui, a lui Martin Links? În primul rând, este o prezentare adecvată din perspectivă inițiatică a sufismului. Un alt beneficiu este o întâlnire benefică cu o terminologie veritabilă, unde ți se prezintă și unele nuanțe. Repet, nu trebuie să ne așteptăm să ni se spună totul, pentru că oricum n-am înțelege totul. Nu? După aceea, ai beneficiu unei înțelegeri a învățăturii doctrinare, a doctrinei. În ce constă elementele fundamentale ale doctrinei? Sigur, nu avem timp să intrăm în amănunte. După aceea, în ceea ce privește metoda, nu practica spirituală, ritualul inițiatic, de unde până unde merge, care este stadiul final și așa mai departe. Nu? După aceea, exclusivismul sufismului, care este o chestiune ceva mai, cum să spun, mai culturală, mai discutată, sufismul discutat din perspectiva unei atitudini care trebuie să fie deschisă în mod egal și față de cultură. Nu este vorba un dispreț față de cultura de masă, ci trebuie luat ceea ce este important de luat. Și, sigur, este vorba de înțelegerea corectă a relației între doctrina și practica spirituală. Este un lucru foarte important. Am mai spus-o cu altă ocazie. Trebuie să înțelegem că un maestru spiritual respectă de la un capăt la celălalt tot ceea ce prevede religia respectivă și tradiția respectivă. Într-o primă fază așa romantică, când eram poate adolescenți, ne gândeam că un ascet este cel pentru care nu mai contează nici ritual, nu mai contează nimic decât concentrarea și meditația. Sigur că era fals, era o simplificare nepermisă a noastră, dar era iertată pentru entuziasmul nostru. Însă lucrurile nu stau așa, deloc. Și aș mai spune că mai există un avantaj pentru toată lumea aici, și anume o cunoaștere profundă a islamului ne ajută să înțelegem și ca tradiție și ca religie și să înțelegem mai bine și islamul de astăzi, care este foarte viu, dincolo de exagerări, dincolo de excesele care se manifestă și care sunt urmele timpului. Nici islamul n-a fost, deși este ultima religie, din ultima revelație din ciclul nostru de umanitate, nu este ferită de această erodare a timpului. Nu este ferită. Și aici apar tot felul de subversiuni
cum este, nu mă feresc să o spun, cum este fundamentalismul. Exact la asta mă gândeam și eu, fundamentalismul. Da, sigur. Pe care trebuie să-l, cu siguranță, să-l explicăm de fiecare dată și să spunem că este un exces nepermis și care contravine, și vă rog să mă credeți, că știu ce spun, contravine fundamental islamului, izvoarelor islamului. Ai nenumărate în tradiția sfântă, în Sunna, ai nenumărate ahadituri, sunt formulări sapiențiale sacre care condamnă așa ceva. În Coran există în una din suratele importante un verset, chiar după versetul tronului, 255 în surata a doua, versetul 256 începe cu o formulare foarte scurtă și nu există constrângere în islam. Or, asta este mai mult decât o constrângere. Plus, termenii pe care și îl explică întreagă și Martin Links, acest vehiculat război sfânt, a mai spus-o, vă rog să-mi permiteți să o mai spun încă o dată, marele război sfânt al Jihad al-Akbar este războiul pe care îl duce credinciosul cu el, cu sufletul lui, care este înclinat spre rău. Este, asta o spune și în filozofie, o spune Hegel. El spune foarte clar, totul merge pe partea proastă a lucrurilor, în sensul că partea negativă, spuneam elevilor mei, le spuneam la cursul de filozofie, ia gândiți-vă când vorbeam despre Hegel, dacă avem 10 tone de mere bune și un măr stricat, dacă acele 10 tone de mere bune îl fac bun și mărul acela stricat. Nu, exact invers se întâmplă. Exact invers se întâmplă. Deci avea dreptate. Prin urmare, este acest război cu el, pentru că războiul cu necredinci este vorba de un război nu între islam. Când se vorbește de război, nu se vorbește de războiul mic, Jihad al-Ashgar. Războiul mic este războiul ca atare și este împotriva necredincioșilor, nu a credincioșilor de o altă religie, altă natură, da. De altă, da, religie, de alt cult. Așa ceva este inadmisibil. De asta, de exemplu, un musulman când te întreabă, musulman de calitate, pentru că sunt și din ceilalți ca și creștini, ca și alții, da, și aici, în părții, când te întreabă ce ești, pe el nu-l interesează naționalitatea. Pe el îl interesează ce religie practici. Pentru că el are în Sunna, în tradiție, încă din vremea profetului, are prescripții foarte precise să nu cumva tu să îi încalci intimitatea prin ceea ce spui, să nu-i jignești tradiția, să respecti și așa mai departe. Vedeți ce diferență între ceea ce se crede astăzi că este islamul și care sunt sursele. De-aia eu cred că este necesară o informare corectă a tuturor acestor lucruri și dacă cineva citește cele două cărți și pe a treia, refuz să cred că mai poate simplifica atât de mult lucrurile încât să nu înțeleagă exact care este locul islamului și locul oricărei tradiții. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre două cărți remarcabile, Martin Links, Ce este sufismul, în colecția Înțelepciunea inimii, și de asemenea Misticii islamului, de Reinhold Nicholson, în traducerea Justinii Cojocaru, în aceeași colecție, în colecția Înțelepciunea inimii. Nu uitați de campania Pe calea inimii, intrând pe site-ul editurii Herald, puteți achiziționa cărțile din această colecție cu reducere de 40%. De asemenea, nu uitați de acel comentariu sau întrebare de la postările noastre. Vă așteptăm cu comentarii și cel mai apreciat, cel mai interesant comentariu sau întrebare sau un gând până la urmă va fi premiat cu o carte la alegere din colecția Înțelepciunea inimii. Mulțumim foarte mult domnului profesor Teodoru Ghionda că a fost și astăzi alături de noi. Noi ne vom da întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!